Gospodina, slujnicele și cocoșul. O gospodină, de cum auzea cântatul cocoșului, mergea în camera slujnicelor și spunea: "Treziți-vă, treziți-vă, cocoșul deja a cântat și voi încă dormiți. Treziți-vă și la muncă, avem de tors lâna." Într-o noapte, slujnicele se sfătuiră să omoare cocoșul, pentru că o deștepta pe stăpâna lor prea de noapte. El le punea la lucru, zis și făcut. Și după ce omorâră ele cocoșul, pățiră și mai rău, că stăpâna lor acum le scula la lucru mai dinainte de cântatul cocoșului, zicând către slujnice: "Treziți-vă, treziți-vă, că vor fi cântat cocoșii cine știe de când, iar voi le neviți și lucrul rămâne nefăcut." "Dar e mult prea dimineață, n-au cântat cocoșii încă," spuneau slujnicele. "Au cântat, lăsați bombănitul și la muncă." "Să cumpărăm alt cocoș," spuse una dintre slujnice. "Nu avem bani de cheltuit fără rost. O să așteptăm până când cresc pui de la cloșcă și o fi între ele și un cocoș pe care să-l ținem. Până atunci știu eu când cântă cocoșii." Și așa, de multe ori le scula mult mai devreme și numai rare ori pe la miezul nopții. Slujnicele nu mai spuse nimic. Și-o făcuseră cu mâna lor, iar acum n-aveau altă soluție decât să aștepte. Învățătură toate lucrurile ce se fac cu vicleșug și împotriva dreptății, mai totdeauna sunt pricina răutăților, adică cine va gândi altuia rău, neapărat îi va veni și lui pedeapsa.